până în sărbători. Nu credeți că vom avea un guvern până atunci? Așa cum merg negocierile astăzi, nu. Nu vedeți că nu se înțeleg? Nu vedeți că lupta pentru Ciolan este atât de mare încât nu reușesc să facă de atâtea zile cel mai mic progres în negocieri? Dar la PSD cum merg lucrurile? Că înțelegem că și PSD își dorește un guvern de Uniune Națională, așa cum înțeleg de la domnul președinte al partidului. Noi am venit cu o propunere foarte serioasă, o propunere care răspunde nevoii actuale a României și, sigur, în anii viitori, pentru că lucrurile nu se vor termina, din păcate, atât de repede. Vedem că și chestiunea legată de vaccin a fost ca promisiune electorală, vin 1 milion de doze imediat și acum, realist, vedem că lucrurile, de fapt, vor continua pe cel puțin durata unui an de zile, în ideea în care chiar se reușește o mobilizare substanțială. Dar și aici am ceva îndoieli, însă nu aș vrea să dezvolt acum. Propunerea noastră, profesorul Alexandru Rafila, cel mai bun specialist al țării, pentru că este reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, lucrurile astea nu sunt întâmplătoare, este o carieră, o expertiză foarte puternică pe care o are și care poate da acea, readuce acea credere cetățenilor României în guvern. Vorbeam despre campania de vaccinare și mai fac o paranteză. Dacă nu există încredere, dacă nu există o comunicare bună, astfel încât cetățenii să înțeleagă, să li se explice și când se uită la cel care vorbește în fața lor să le dea, și repet încă o dată, acel sentiment de încredere, campania de vaccinare va fi un eșec. Domnul Rafila este acel profil, acel expert, acel om care poate da această încredere. Pentru că poate explica, este de specialitate și profesionalismul lui nu poate fi pus la îndoială de către nimeni. Ok, deci domnul Rafila... Guvern de Uniune Națională ar fi soluția pentru această perioadă.